Păi e nasoală rău treaba. Dar ăștia au făcut baraje. S-au întins cu barajele, apa a trecut de trotuar. E clar. Diferența între noi și ei, dacă stăm să ne uităm, toată noaptea n-am dormit, am auzit toată noaptea alarmele și avertismente de risc de inundații. Au transmis non-stop, au avertizat, apa crește. Deci dacă vă uitați binișor pe filmarea anterioară, copacii ăștia erau mai vizibili. A mai crescut. Un metru doi a mai crescut. Așa. A ajuns aici. Își mare puțin până să urce și Didu. Detașament de pompieri. Echipe de pompieri. Și toate nebuniile sunt aici. Baraj ridicat peste noapte. Deci au efectiv au închis. Da, au închis zona. Să nu intre apa cât se poate proteja. Au pus. Și dacă. Da, în fine. E urâtă treaba. Comparativ cu ce e la noi, aici oameni buni se simte diferența clar. Chiar dacă natura se răzvrătește, oamenii știu să-și ia măsuri de siguranță, să prevină. A, mai are puțin până trece podul. Eu zic că în 2-3 ore trece peste pod. Nu știu ce racord e ăla la pod. E sub el un racord, o țeavă. E acolo, la buza podului. Da? Drumul închis. Pentru mașini, nu poate trece nicio mașină. Deci chiar nu se poate deplasa. A, da. Uite-i. Întind și furtunul pentru. Eu nu știu unde o să evacueze apa. Că dacă. În fine. Le pregătesc aici. A, ok. Dar unde să deverseze apa? Nu știu. În canalizare nu o să facă față la un moment dat, o să se înfunde. Toată noaptea a fost mișcare pe stradă. Se vede că e vreme nasoală. În continuare. Toată noaptea a fost mișcare pe stradă, lumea a ieșit. Bine că nici nu puteai să dormi, că treceau cu alarmele pe mașini puse, non-stop. Nici n-am înțeles ce dracu se întâmplă până n-am scos capul pe ușă. Dacă ar fi să judec la liber, nu știu, poate o chestie din asta mai ciudată. Vedeți că nu sunt gunoaie, sunt bucăți de lemn aduse din pădure sau de prin zonele unde au fost inundate, dar nu sunt gunoaie, vedeți? Numai butuci, hai să vă arăt, uite, vine unul, uite-l, butuci, asta înseamnă că sunt mai multe, uite și aici, tocmai a trecut, uite și unul acum trece. Partea bună e că lumea se mișcă. Partea proastă e că tot în depărtare, dacă ne uităm dincolo de unități, drumul ăsta e închis. E doar circulație cu liber acces. Mamă, și miroase apa asta. Foai. Miroase a nămol. Puțin. Nu, nu zic, nu mai sunt. Eu zic că nu mai sunt, nu mai e un metru până în gura podului. Nu mai e un metru.
Deci e clar. Dar v-am zis, diferența o vedeți și voi. În permanentă mișcare, echipaje, oameni care aici stau. Uite, echipamentul pregătit. Mașinile, parajele care sunt ridicate, anti-inundații, da? Acum o altă mașină de la intervenții. Fiii mea se pare că la școală nu va mai ajunge azi, pentru că dacă va fi risc de evacuare, ceea ce se va întâmpla de aici, din de unde vedeți voi nenorocirea asta, până acasă fac un minut. Un minut de mers pe jos. Așa, pentru mine, șontâng, șontâng, adică mai... No, hai că mă apropii de pod. Un metru până la capul podului mai e, da. Un metru. Se vede un metru. Stai să prind un unghi. Cu racorduri, cu tot. Deci e clar. Dar oamenii, v-am zis, se mobilizează. Sunt, uitați, merg cu statistici, cu nebunii, cu măsurători, cu primarul, cu toți nebunii de aici, inclusiv eu. Se mișcă lumea. Ce am remarcat iară au fost mai în față, cum se vede aici, da? În zona din față au fost evacuate niște locuințe și un azil de bătrâni. Ce mi-a plăcut au fost faptul că i-am văzut pe cei de la Crucea Malteză, un magazin deschis, un magazin de mezeluri deschis. Și cei de la Crucea Malteză aprovizionau pentru sinistrați, pentru cei care sunt evacuați, făceau aprovizionarea cu alimente. Deci, oameni buni, se poate. Hai, uite-te să facem așa un zoom, uite așa. Ia să vedem, merge? Ia uitați-vă și voi cât de mic e ochiul. Deci cât de puțin se mai vede din cursul apei pe sub pod. Foarte nasol. Foarte nasol. Butuci, nu gunoaie, nu pungi, nu folii, nu peturi, nu doze, nu nimic. Asta contează enorm de mult și, da, se aranjează foliile, se dau jos, le refac. Aici o parte, asta, cred că asta e muncă din asta, știi, la normă, între ghilimele, așa. Să fiu mai cărcotașă un pic. Asta e muncă la normă. Unii dau jos și alții pun la loc. Dar, în fine. Așa. Deci, cam asta se vede. Mai are puțin și ajunge și în șosea. Nu era până aici dimineața când am venit, sau o să mă uit pe filmare dacă am făcut o afirmație eronată, mea culpa. Ăsta e. Următorul nivel sau next step peste care trebuie să trecem. Până atunci o lăsăm așa ușor și ne rezumăm la chestii mai statice. Are și viteză, dacă vedeți, uite contra care, vedeți? Are și viteză. Ia uite, exact ce spuneam, uitați. O minge. Deci astea sunt locuințe afectate. Astea sunt locuințe afectate deja. Deci e clar că, uite, apar în decor lucruri noi. Că mingiile nu apar pe stradă,
Deci e clar că e din incinta unei locuințe afectate. Asta ni s-a cerut și nouă, am fost anunțat să ridicăm din curți, din terase, din terasament, să ridicăm obiectele care pot fi mutate de curentul apei, dacă va ajunge, cu siguranță va ajunge, asta vă zic eu sigur. Avem și curaj aici, așa. Bine, nu că n-aș fi avut curajul, dar parcă știi, parcă prea contravântului. Aici un camion care nu știu ce să pregătit să facă. Nu știu, chiar nu știu ce e pregătit să facă camionul. Singura variantă care am gândit-o, alți butuci, alte lemne. Da, e clar, sunt de la curți. Ce am gândit eu, singura variantă care am gândit-o este că este să o blocheze circulația mașinilor, te poți deplasa pe jos, dar nu, copiii cred că rămân acasă, uite echipele, iară s-a întins folia, echipaje. Morgan. Ok. Echipaje care vin anul, deci au adus să completeze cu folie. Se vede și nasol, vedeți că nu se vede pădurea foarte bine, e și ceață. Oameni buni, Doamne ajută, dacă nu ne mai vedem, să știți că v-am iubit, glumesc, mă, ne vedem, ce drag. Partea bună e că n-am costum de baie. Partea proastă e că cu siguranță ne vedem zilele astea și dacă n-apucăm să ne vedem și dacă tot așa, hai să termin și filmarea în minutul 13, că tot e cu ghinion. E cu ghinion. Eu râd, dar nu-i râsul meu când mă gândesc ce mă așteaptă. Oricum, copilul azi clar nu merge la școală. Alina trebuia să meargă la medic, nu merge nici la medic, pentru că nu mai are cum să iasă de aici. Deci toată lumea e fericită. V-am pupat super zi, vă doresc tuturor, aveți grijă de voi.